Revenit, aș vrea să vorbim despre diverse tipuri de energie pe care le putem accesa în prezent, astfel încât să folosim optim. Noi, de fapt, cred că nu mai folosim foarte corect anumite energii. Spre exemplu, mâncăm pe fugă, nu ne odihnim cum trebuie, în loc să fim liniștiți și relaxați, de cele mai multe ori suntem nervoși și așa mai departe. Dar haideți să vorbim concret. Există un anumit tip de energie despre care se spune că ne ajută să reglăm, să rezolvăm situațiile astfel încât să nu ratăm nici o șansă și nici o oportunitate. Adică, practic, să fii, cum se spune, tot timpul în control, tot timpul receptiv. Pentru că dacă, de exemplu, tu ești obsedat de o idee, de cele mai multe ori pragmatică, nu știu, de a face bani sau de a fi promovat și așa, poate să-ți scape acest tip de energie care vine, adică tu tot timpul trebuie să fii receptiv. De aceea foarte multă lume se îmbolnăvește, pentru că nu mai are această receptivitate față de Univers, Ingrid, care îți vorbește. Nu? Da, vorbeai de un anumit tip de energie. Exact. Este vorba despre energia vitală despre care trebuie să învățăm, uite, chiar și acum, la 19-lea ceas, să o canalizăm către chestiuni cu adevărat importante, durabile, care vin în slujba evoluției și păstrării ca să evoluăm spre a evolua, păstrării stării de sănătate mentală, afectivă, Da, trupească. numai o clipă. Vorbeai de obsesie. Asta vreau să spun. Vorbeai de Deci, obsesie, numai da? o clipă, Ingrid. Deci aș vrea să vorbim puțin despre, strict despre asta și pe aceea și despre celelalte lucruri, de această energie care spune că nu trebuie să faci un efort pentru a face ceva. Exact. Așa cum noi, de fapt, facem această greșeală. Nu, ni se pare o greșeală mare, dar este o greșeală fundamentală. Ți-aduce în minte, acum câteva emisiuni vorbeam despre ritmurile naturale ale Exact, vieții. exact. Omul a ieșit din ritmurile naturale. Adică vezi oameni care dau de 100 de ori la o facultate. Vezi că nu-i drumul tău. Și eu am dat la teatru, am picat imediat, am dat la altă facultate. Deci ideea este să mergi în... Să ai planul B în viața, Alina. Exact. Sau Pentru că vezi că nu-ți altfel... iese ceva. Nu reușești să te angajezi într-un anumit loc. Poate nu-i karma ta, poate nu-i destinul tău. Sau vrei neapărat să fii într-o anumită situație, sau ai o anumită casă, sau să ai un anumit cont în bancă. Vezi că nu-ți iese și tot insiști și insiști. Tu pierzi energie. Insistența în ceva ce nu e pe karma ta sau pe destinul tău, aș vrea și Marian să ne confirme din astrologia chineză, nu este ceva benefic. Noi facem foarte multe greșeli. Greșelile în societatea noastră, paradoxal, nu sunt acele greșeli pe care le știm noi, omoară, omori, fur și așa mai. Nu atât de mult sunt astea, cât greșeli mult mai subtile. Repet, faptul că noi nu folosim corect energia pe care o avem sau o folosim pentru a face lucruri care nu fac parte din destinul nostru. Facem orice altceva, dar nu lucrurile pentru care suntem consacrați. Cea mai mare greșeală a societății umane în aceste timpuri este că își lasă energia vitală să fie canalizată de către ego. Un ego lipsit de orice, aproape orice cunoaștere de tip spiritual, care nu contextualizează, da? Omul nu se contextualizează pe sine. Cine sunt eu? De unde vin? Care mi-este istoria? Unde m-am născut? În ce oraș? Ce posibilități am? Cam care sunt planurile, variantele de evoluție profesională, personală și așa mai departe. Bun, aici pare să am toate șansele, conform aspirațiilor mele, să eșuez, pentru că nimic nu mă susține. Istoricul familiei, educația, partea financiară. Bun, ce pot eu să fac să sporesc una dintre aceste laturi pentru un timp, ajung, împlinesc cu ce împlinesc aici, să pot ajuta, susține celelalte planuri. Vedeți, totul este o construcție și vorbim despre construcția numită om. Trebuie să știi să te construiești ca om, da? Am auzit, aud din ce în ce mai des acest lucru. Am avut o copilărie, vin dintr-o familie, oameni despărțiți și așa mai departe, de aia nu mă realizez, de aia am luat-o și pe calea dependențelor, cred. Oamenii fac tot felul de speculații despre ei înșiși, având foarte puține informații secvențiale din diversele domenii. A, păi spun psihologii că eu sunt convins că de asta mi s-a întâmplat să mă apuc de alcool sau de alte lucruri. Oamenii deja trag foarte multe concluzii referitoare la ei înșiși, doar pe baza unor concluzii trase în urma unei, nu știu, au văzut 10 minute dintr-o emisiune în care a fost invitat un S-a psiholog, regăsit da? acolo. Dar ei n-au contextualizat în totalitate. Totul este un context. Totul este un context. De ce m-am născut acum, aici, această familie? Bun. Deci am atins. Cred că asta s-a înțeles Da? ca să putem Dacă n-ai merge mai context, faci departe. obsesii. Dacă nu ai context, faci obsesii. Deci Asenții. mergeți pe energia care vă este consacrată la naștere. Fie consultați un astrolog, fie Contextul. consultați un psiholog.
psiholog sau pur și simplu stai tu cu tine în oglindă sau vorbești cu oamenii care sunt de formație spirituală, mergi la psiholog, nu știu, te identifici într-un fel cu drumul care ți este potrivit. Orice om care cât de cât știe în lumea asta poate să spună, domne, ești făcut să fii, nu știu, să fii om de afaceri sau ești făcut să... Se văd oamenii care sunt stingeri în cerșor. Deci nu folosiți greșit energia pe care v-a dat-o Dumnezeu, pentru că nu poți să pervertești, exact cum spunea Lucrețiu mai devreme, energia divină. Dacă ești făcut să fii chirurg, nu poți să te faci cântăreț. Nu o să poți să fii, nu știu, Elvis Presley dacă tu ești făcut să fii politician sau invers dacă. Bun. Un alt tip de greșeală, Lucrețiu, poate discutăm despre ea. Deci se spune că opusul egoului este cunoașterea și autosupravegherea, adică omul care este capabil să se supravegheze clipă de clipă. Din păcate, egoul, adică centrarea prea mare pe sine, este dușmanul acestei capacități. Dacă tu ești tot timpul centrat pe tine, tot timpul te uiți în oglindă, cât ești de frumos, cât ești de frumoasă, cât ești de deștept și așa mai departe, tu nu mai poți să fii autosupraveghetor, nu mai poți să fii în acea, am spus mai devreme, îmi scap acum, în gardă, da? Tot timpul, să vezi unde greșești, unde nu mai greșești, pentru că tu ești concentrat pe ego, pe altceva. Asta este un lucru foarte periculos. Și ce se întâmplă? De obicei, oamenii care corespund descrierii tale se centrează pe următoarea idee. Toate eșecurile pe care eu le trăiesc, nu sunt divina mea, eu nu am nicio vină, sunt contextualizate în raport cu răutatea omului, cu nedreptatea socială. Așa, deci responsabilitatea nu aparține celui care greșește în niciun fel și niciodată. Totdeauna vine din afară și nu există nicio responsabilitate. Păi asta este o stare de ignoranță. Deci ne aflăm în fața unei stări grave de ignoranță. Pentru că de mai devreme, când vorbeai, ai descris ceea ce ortodoxii denumesc trezvie, mintea clară. Autosupravegherea care se poate obține tot timpul prin trezvie, printr-o minte clară, printr-o minte foarte atentă la sine însuși și la ceilalți. Și această trezvie, această claritate mentală, această mergere pe căile Domnului, da? Se ajunge și la vedere spirituală pentru cei care sunt mai înaintați în această practică, este ceea care permite o viață desfășurată în conformitate cu cerințele divine. Pentru că noi trebuie să nu uităm, exact cum ziceai, ne-am născut cu niște puteri, cu niște posibilități, cu niște latențe. Păi dacă noi aceste latențe, aceste potențialități nu le actualizăm, păi ce Dar facem? Dar spuneți-mi și mie, câte persoane din anturajul nostru vă sesizează greșeli de natură, nu vorbesc de anturajul, mă rog, pe care îl avem, că ne ocupăm de așa ceva, vorbesc de alte anturaje, vă sesizează greșeli spirituale, adică eu cred că dacă Marian mâine are cămașa ruptă, imediat, cel puțin, cred că tot prietenii cu care s-ar întâlni, ar spune că are cămașa ruptă. În schimb, dacă ar face o greșeală, nu Marian, cineva, Lucrețiu, ar face o greșeală, Lucrezi, să spunem, de natură spirituală, nu știu câtă lume iar sesiza acest lucru. Pot să deci ce vreau răspund? Exact, ne cunoaștem să nu răspund. Dintre cei care sunt aproape, nu mai suntem preocupați, nu măcar mi se mai pare și adică dacă Ingrid spune acum ceva, din necunoaștere sau din dar în schimb aceste lucruri legate de ceea ce se vede, cum de ești îmbrăcat, cum arăți, câți bani ai, deși multă lume spune, n-ai fost în stare să ții o mașină. N-ai fost în stare să ții o casă mai mare. N-ai fost în stare să nu știu, toate lucruri concrete. În schimb, foarte puțină lume, repet, dacă nu e în domeniul ăsta, ți-ar spune, da, chiar nu știi că nu-i frumos să, nu știu, greșeli de natură spirituală. Problema este următoarea, s-a ajuns că nici măcar greșelile astea flagrante cu hainele rupte sau cu mersul beat pe stradă să nu mai fie arătate cu degetul, pentru că zici, domne, suntem în democrație, face ce vrea. Adică ați avea curaj dacă v-ați duce la un prieten care ar fi foarte bogat, dar total nefericit, să-i spuneți... Păi, cei care sunt nefericiți au nevoie tot timpul de sfaturi. Nu ți se pare că ești puțin cam nefericit cu toți banii tăi? Absolut. Da, asta e datoria de prieten. Despre ce discutăm? Dacă e prieten. Da? Noi vorbim de prieten. Asta e datoria de prieten. Și mulțumesc bunului Dumnezeu, am avut parte de prieten care când am făcut greșeli, i-a durut și mi-au zis,
lucrul ăsta, pentru că vorbeau din iubire. Da. Da. Deci sunt norocos în privința lucrurile asta. Sunt norocos. Mult mai complicată decât par. Că prietenul îți spune dacă ți-e cămașa ruptă sau că să nu mai înjuri sau să... Aia e altă poveste. Dar gândiți-vă la un lucru. Toți tinerii își dezvoltă personalitatea într-un context în care mai mult stau cu ceilalți tineri de seama lor la școală decât cu părinții. S-a fracturat comunicarea dintre părinți și copii. Da. Aproape așa, nici da. Nu mai comunică decât lucru. Dăm bani când trebuie la teatru, dăm bani când trebuie la tramvai, dăm bani... E bine la teatru. Deci cam așa stau lucrurile, dar nu au o comunicare profundă. Păi o replică foarte cunoscută, tată, te iubesc, dăm 5 dolari. Da, sigur, pentru că, vedeți, nici timpul nu mai e același. Observ, iar revin la social, pentru că de acolo vin lucrurile. Începi jobul la 9, da? De dimineață până la 9 nu ai timp decât să te speli, să te bărbierești, să mănânci ceva, să ajungi la serviciu, faci o oră jumate cu mașina, că stai departe, ai vii la nu știu unde, bun. Termin la 5 și ceva, 6. Până ajungi acasă, a făcut 8. Observați că întreaga zi este fracturată și la cei care lucrează. Nu le lasă timp, e un concept bine gândit, să știți. Nu e o întâmplare, nu e la cererea publicului, e o strategie socială aplicată metodic cu studii în regulă. Adică nu lasă să se organizeze, noaptea trebuie să doarmă, nu are ce face. Nu o să facă mișcări de stradă noaptea sau organizații subversive, da? Dovadă că toate organizațiile subversive se fac în mediile în care n-au de lucru. Stau degeaba și pun la cale un complot. Dar observați că aici au afectat și comunicarea dintre generații. Ce să-i mai transmită tatăl despre biserică când n-are nici cânt, nici el nu se mai duce, că nu mai are așa? Și atunci avem un aspect social. Ca să nu vorbim despre modelele sociale. Ce ne prezintă nouă în față ca valori umane, mass media? Niște persoane care au reușit, fie într-un mod spectaculos, au dat o lovitură, au descoperit nu știu ce avere, au moștenit nu știu ce, sau au făcut o chestie pe care au speculat-o foarte bine. N-am văzut promovându-se o persoană care a muncit continuu, constant, zi de zi, punând hârtie după hârtie. Nu vedeți niciun mare scriitor apărând, un poet, nu mai citește nimeni în poezie. Nu mai vor. Vedeți cum valorile astea care mergeau la suflet sunt îngrădite. Îmi permit să confirm ceea ce spui. S-a făcut în China un test foarte simplu. Un reporter de televiziune chinezească s-a dus într-o grădiniță chinezească, era vorba de copii de 5-6 ani și a întrebat o fetiță: ce vrei să fii atunci când vei fi mare? Politician corupt. Ăsta este modelul în China. La ei sunt cam împușcați ăștia. Ăsta e modelul. Te rog frumos. Asta că nu mai sunt. Politician corupt. Pardon. Am revenit. Vorbeam despre cele câteva situații legate de folosirea corectă a energiilor cu care noi suntem sau nu confortabile. Am văzut că nu este bine să vrei să faci ceva ce nu e în destinul tău, că nu este bine să fii prea centrat pe tine pentru că atunci nu mai poți să ai cunoașterea aceea obiectivă și să vezi unde greșești și când greșești. Și am discutat despre cele mai importante. Haideți să vedem un alt tip de greșeală al zilelor noastre. Pentru că multă lume întreabă, dar cum poți să știi cum îți canalizezi corect, cum să-ți canalizezi de fapt corect energiile? Un alt aspect foarte important este să înțelegem lucrurile așa cum sunt ele de fapt. Deci o problemă foarte importantă și foarte interesantă este de a vedea lucrurile așa cum sunt ele în realitate și nu distorsionat. Din cauza faptului că noi, exact cum spunea părintele, am spus preot în cadrul unei emisiuni foarte frumos, că nu realitatea este împotriva noastră, ci noi suntem împotriva realității. Și așa și de aia ne și chinuim. Este foarte important să înțelegem că pentru a vedea lucrurile așa cum sunt ele de fapt,
trebuie să testuiezi într-o țară, într-o zonă în care tu de fapt nu ai neapărat un cuvânt de spus, adică prin filtrul ego-ului vorbesc. Evident că trebuie să ai dreapta judecată și așa mai departe. Nu poți să înțelegi corect o situație dacă tu ești părtinitor. De exemplu, nu poți să faci corect politică dacă tu, nu știu, ești foarte părtinitor într-o zonă. Sau nu poți să apreciezi corect dacă o persoană greșește dacă tu, de fapt, simpatizezi persoana respectivă într-un anumit domeniu. Deci tu trebuie să fii într-o zonă în care nu ai, practic, o conștientizare atât de puternică a situației respective. Mai exact, trebuie să fii neutru. Detașat. Detașat. Ceea ce, iarăși, nouă nu prea ni se întâmplă. Analizăm situațiile, etichetăm, le judecăm doar pentru că noi, la un moment dat, credem că așa este bine. Îi spui unui om, faci foarte prost, că faci eu știu ce. Nu faci ce trebuie, că ar trebui să faci asta, 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 doar pentru că tu crezi că ar trebui să fac așa. Dar nu te raportezi corect pentru că tu deja ai o părere formată. Tu nu ești, de fapt, o persoană neimplicată, să spunem, care să analizeze situația obiectiv. Da, valoarea de adevăr... Adică suntem multă lume crede că valoarea de adevăr a unor chestii ține doar de faptul că părerea cuiva corespunde sau nu cu propria părere. Da, mai exact. Nici măcar nu bagă un filtru de analiză. Nu empatizăm cu sufletul oamenilor. Este o greșeală fantastică pe care o face societatea actuală. Nu mai empatizează cu sufletele oamenilor corect. Adică te uiți la un om pe stradă, îl judeci doar, te întâlnești cu cineva, o persoană pe care n-ai văzut-o de 30 de ani, să spunem. Întrebările sunt stați, nu le mai numesc, că n-are sens. Unde stai, te-ai mutat, câți bani ai și așa, mai departe. Da. Repet, n-au nicio legătură cu altceva. Lucrurile grave nu stau în faptul că oamenii apreciază. Nici nu văd cum ar face politică dacă n-ar fi într-un partid. Deci e clar că are orientare. Că e laburist, că e conservator, că e ceva. Deci are orientare clar subiectivă. Preferă o direcție. Dar nu aici e problema. Eu nu văd cum ar putea fi obiectiv. Da. Decât inteligența artificială care urmează acum să vină în următorii 10-15 ani puternic din spate, poate să putem spera că ar putea fi obiectiv în aprecierea situațiilor. Altfel, da, nu suntem, oamenii astea, sunt subiectivi. Exact. Nu suntem. Nici n-am fost construiți așa. Nici n-am fost construiți așa. Totuși obiectiv. Niciodată în viață n-am putut fi obiectiv. Chiar și atunci când ne-am străduit să facem, tot cu sufletul am făcut. Dacă noi suntem aici, Marian, și vine cineva și ne spune, nu este bine ceea ce faci. Nu este... Da. Trebuie să ai capacitatea să recunoști că așa este. Depinde de ce valoare are omul ăla. Nu, dar de ce deci așa? Trebuie să mă supun eu asta regulilor spuneam. Lui. Adică n-ai asta criteriu, spuneam, n-ai reperul de adevăr, aici vorbesc. Nu, asta spuneam, dacă persoana respectivă are o valoare și tu totuși simți cu sufletul că ți-ar spune un lucru adevărat chiar dacă tu nu-l faci, este bine să recunoști. Asta am vrut să spun. Că altă dată oamenii erau mult mai empatici cu ideea de a face. Hai să dăm un exemplu concret. Putem da un exemplu concret din istoria apropiată? Să trec de partea lui. Haideți să vedem. România lui Nicolae Ceaușescu vindea întreaga producție de aluminiu. O singură dată pe an la bursă. Prețurile se prăbușeau cu o săptămână, două, trei înainte ca producția românească să fie vândută și era vândută la o treime din prețul de piață. Prețul își revenea după încă o săptămână, două, trei. Petru Cătovarășul Nicolae Ceaușescu, de fericită amintire, sunt ironic aici, ajunsese la concluzia într-o plenară a CC-ului că toată producția trebuie vândută o singură dată pe an pe piața internațională. Și nu concepea că această hotărâre a CC al PCR să se schimbe. N-avea nicio pricepere în politică economică. Da? Consilierii lui i-au zis, domnule tovarășe președinte, trebuie să vindem mai puțin în fiecare lună și vom câștiga triplu. Da? Și nici nu l-a interesat să respectăm hotărârile plenarei CC al PCR din data de. Iată un exemplu de tâmpenie crasă, l-a costat viața, printre altele. Da? Atâta vreme cât noi relativizăm, cât unii oameni ca Nicolae Ceaușescu, deci care a avut un rol îngrozitor și funest în istoria României, fac astfel de greșeli și nu, nici măcar nu s-a chinuit să se gândească, băi, am un consilier pe probleme economice.
am ministere întregi pe zona asta și nu-mi pasă de ceea ce mi se spune. Păi, atunci să ne gândim că sunt consecințe catastrofale. Din păcate, ăsta este un model care a fost interiorizat de foarte mulți oameni. Da? Deci atunci când vine un specialist, că nu vorbim de chestii abstracte, când vine un specialist și mie îmi spune, măi, nu te îmbraci bine, schimbă și tu lucrul. Este un specialist pe design vestimentar. Da? Și eu zic, nu, că în Țar și Opinci îmi stă foarte bine. Poate îmi stă, dar nu la televiziune. Sau și acolo, dar de Ziua Națională sau de chestii care țin de civilizația populară românească. Așa, deci când vine un specialist și îmi spune un anumit lucru, ar trebui totuși să-l creditez cu competență, cu faptul că el este competent. Eu la asta mă refer, da, asta e important. Mai depinde cine și așa este. Trebuie, deci este un specialist. Dacă îmi permiți, de ce m-aș îmbrăca eu să-i plac unui designer vestimentar în loc să mă îmbrac să-mi fiu eu comed? Nu, ai înțeles perfect, Maria. Lucrurile subiective vor rămâne subiective. Asta și în plan economic există același subiectivism. Da. Eu am vrut să spun că dacă, de exemplu, da. Ar trebui să fie reguli imuabile. Nu, dacă ești clare, bețiv și îți spune cineva nu mai bea, ar fi bine să nu mai bei. Nu că indiferent cine îți spune. Este clar că dacă îți spune oricine ți-ar spune să nu mai bei, bine să nu mai bei. Sim. Sau dacă ești hoț și îți spune cineva nu mai fura, oricine ți-ar spune. Poți, dacă ți-ar spune să nu mai furi, este clar că nu e bine să furi. La asta mă refeream. Deci nu vreau important să ducem într-o zonă pe care nu are sensul. Corect. Alt tip de greșeală și un paradox în același timp este drumul către nicăieri, specific societății noastre. Adică, mai exact, evoluția către nicăieri. Faptul că vrem să facem ceva care de fapt nu duce nicăieri. Adică obsesie din asta pentru cât mai multă acumulare, către a fi cât mai de notorietate, dacă se poate, în toate domeniile. Adică peste tot, dacă s-ar putea. Să fii vizibil în social. Vizibil peste tot, deci peste tot. Să ieși în evidență cu orice preț, chiar cu prețul de a fi absolut ridicol. Da, sunt ridicol dacă vorbești. Zona mine, nu? Aceea mai că există. Deci pur și simplu toate aceste lucruri care efectiv nu duc nicăieri. Bun, ok, ești de notorietate 10 ani, să spunem. Dar unde duce toată treaba asta dacă prețul pe care îl plătești este că ai devenit din om neom? Păi de multe ori la pușcărie. Ca să spunem lucrurile. Nu, nu neapărat. Poate să ducă și la spital la fel de bine. Problema nu este asta. Problema este că duce la nefericire. Ideea este că tu, scopul în viață conform astrologiei, perceptelor estice, este că în viața asta trebuie să fii fericit, să ai un pic de fericire. Poți să-ți găsești fericirea asta în diferite moduri. Unul alege să se roage toată ziua. Unul alege să aibă momentul lui de fericire în alt mod. Nu contează. Trebuie să fii fericit. Ori tu, fiind în această luptă de zi cu zi cu tine, tu alegi împotriva ta. Duceți-vă la stop, o să vină, o să vă depășească ca să fie în fața voastră. Pentru nimic, că se oprește la următorul stop. Se grăbește să ajungă nicăieri. Dacă asta ți este vorba rog în stradă, s-a întâmplat lucrul acesta ieri. Surpriza a fost că la volan era chiar o doamnă, foarte drăguță și finuță de altfel. Dacă ți-e rău pe stradă și pe moment nu mergi foarte coordonat sau, mă rog, și se pare că ești în drumul mașinii și, mă rog, agresivitatea așa, nu știu, devin foarte agresiv, foarte răi, foarte intoleranți. Da, intoleranți, exact, ca să nu spun așa. Deci, este un comportament primitiv. Asta arată faptul că animalic. Noi încălcăm, noi ne judecăm, uite, e nervos, mă rog, ne înjurăm reciproc și așa mai departe. Ideea este alta, că orice persoană care are un asemenea tip de agresivitate face ceva în regulă în ziua respectivă. Pentru că dacă tu ai face toate lucrurile în regulă, nu ai avea cum să faci așa tevatură dintr-o chestie atât de mică. Sigur, la modul evident e vorba de tensiuni și frustrări acumulate de-a lungul unei perioade îndelungate. Și am întâlnit oameni, tipologii, îi văd pe la cozi, pe la supermarketuri, adică e înspăimântător. Dacă merg sistematic la aceleași supermarketuri, mai văd aceeași persoană de mai multe ori. Dar unii își fac un obicei de a-și vărsa nervii și stresul de acasă, caută cu tot din adinsul o ocazie
ca celălalt să-i greșească cu puțin, ca toți nervii deodată să-i verse pe acea persoană, adică reacția este disproporționată față de ceea ce li s-a întâmplat. Au dreptate, dau o dreptate mică și au o răzbunare, doamne, se sperie, adică acolo sunt ditai dracii, să zicem cuvântul. Deci pur și simplu este o reacție cu totul disproporționată. Asta este altă tară a modernității. Altă tară a modernității. În America asta este foarte studiată, mai ales pentru funcționarii de la poștă. Pentru că se duc toți oamenii care n-au ce face acasă și n-au cu cine vorbi, se duc și vorbesc cu el. Dar ai dreptate aici. Apare câte un domn și o doamnă care săracă a avut 8 ore de muncă, a muncit, și la bancă se întâmplă același lucru. Și vine și își varsă toți nervii, că de ce nu faci cu tare? Vin ei cu sfaturi nervoase la adresa unei domnișoare. Am fost martor unei acest și l-am întrebat pe un domn. Dacă soția dumitale ar lucra la bancă și ar veni cineva să vorbească așa cu ea, ce ai face? M-am jurat și pe mine. Asta e. Dar asta este atitudinea. Ei n-au cu cine să-și varse. Da, foarte grav. Și mai mult decât atât, eu am fost singurul care am luat atitudine împotriva acestor netoți. Pentru că dacă lumea ar fi puțin mai activă, dar vedeți dumneavoastră, s-au întâmplat atâtea incidente, lumea e speriată. Și nu vor să mai reacționeze. Ceea ce e foarte rău. Trăim în speriați. Da, din punct de vedere astrologic, Ingrid, care pot fi consecințele dacă nu remediem acest tip de energie? Deci noi am vorbit despre câteva, și n-a fost discuție teoretică, a fost foarte concretă, sper că s-a înțeles acest lucru, despre câteva tipuri de energie pe care o folosim în mod constant, greșit. Care pot fi consecințele dacă vom persista? Pentru că, da. În mod special în perioada imediat următoare. Sau când? Consecințele există în permanență. Da. Mă refer la societatea actuală, are aceste tipologii, tot ce am vorbit astăzi, face parte din greșelile pe care le face societatea actuală. Întrebam ce consecințe pot fi dacă persistăm. Există un plan al divinității cu fiecare specie, cu membrii tuturor și indivizii tuturor speciilor, cu duhul acestei planete, cu rolul acestei planete în galaxie și univers. Dacă o specie de prea mult timp se află pe un teren minat și împotriva legilor universului și ale vieții, totul nu doar crește în intensitate și se îndreaptă către masa critică a sancțiunii, opririi, da, karmice, la un moment dat lucrurile se intensifică atât de mult încât ce crezi că vine? Extinția. E cam ciudat să crezi că da? Acum nu, toți ne gândim. Da? Stai un pic, vorbesc despre, apropo de acumulări. Domnule, am zis că planeta o să se răcească peste câteva milioane de ani. Nu, eu nu știu ce faceți acolo, dar eu o să fiu aici atunci. Vreau să vă spun că nu aici e problema. Dacă ne reamintim timpurile astea de tristă amintire, cum spunea Lucrețiu, eu mi-aduc aminte că eram în facultate și ne-au luat la o manifestație că nu vrem bombe atomice. Noi n-aveam ce mânca, dar demonstram pe toate străzile că nu avem bombe atomice. Vreau să vă spun că dacă noi am începe de la nivelul copiilor educația într-un mod pașnic și bine structurat, am avea oameni educați. Dar noi nu facem asta. Și atunci ne trezim cu copilul la 18 ani și spunem, bă, cum să-l ajutăm? Ai pierdut 18 ani deja din educație. Educația nu se face nici în familie, nici la școală, nici pe stradă. Dar că socializările sunt pe mai multe niveluri. Când spunea că totul este într-o ascendență, totul este într-o creștere și că nu există măsuri intermediare care să blocheze lucrul ăsta. Și vă spun și de ce. Pentru că de câte ori am privit omenirea, în trecut și până în prezent, omenirea nu a făcut schimbări majore, radicale, de concepție, de funcționalitate, decât în cazurile limite, când a fost pe marginea prăpastiei. Până n-a ajuns acolo, nu le-a păsat. Așa e lumea, așa funcționează. Trăim cu într-o... Iar când nu le-a făcut, a căzut acea societate. Sunt societăți care s-au distrus. Spune și asta. Vorbesc câteodată nici atunci nu le-a făcut. Vorbesc global. Omenirea. Am pierdut probabil diverse